Salutare, Ol! E 2019 și am zis să-i dăm drumul unei noi emisiuni, unei noi rubrici. Se va numi Sportiv de meserie, da? Pentru că noi avem o mare echipă, o echipă de sportivi, de alergători, de triatloniști, de alergători de șosea, alergători montan și așa mai departe. Și fiecare dintre ei, pe lângă viața obișnuită pe care o au de sportiv, mai au și alte secrete pe care ni le pot arăta. Astăzi, pentru prima dată, le am lângă mine pe Iuliana Stroescu, Claudia Necula și Denisa Dragomir. De ce le am pe ele? Pentru că împreună vor face echipă la semi-maraton Gerar. Da? E un semi-maraton ce se va desfășura la sfârșitul lunii acesteia, nu? Pe 26. Cred că toate ați mai alergat deja. La semi tu ai alergat sigur, tu ai alergat și tu ai alergat, dar la Gerar. Da, la semi, Gerar. La Gerar. Da. A, așa. Cum vi s-a părut ca experiență, nu știu, de alergare competițională în luna ianuarie? Păi, nu știu, putem să zicem că e mai mult un antrenament, nu? Sau, așa, să zicem, o verificare. A antrenamentelor de până acum. Este, din punctul meu de vedere, nu știu, un concurs fain, adică trebuie să-ți ajuți echipa să luptăm împreună ca să reușim. Da, e interesant că trebuie să alergi în același ritm. Da. Adică indiferent că unul poate mai tare, exact, sau așa, trebuie să faci cumva să alergi în același ritm. Bun. Alte date despre cele trei alergătoare prezente aici o să le aflați în momentele ce urmează. O să încep cu Iuliana. Iuliana, care a mai concurat la semi, la Gerar anul trecut și ai câștigat, da? La mixt. Și acum 3 ani am făcut pentru prima oară echipă de fete. Și am câștigat și atunci, dar fericirea mea mare a fost anul trecut, când am câștigat la mixt. A fost un pic mai mare concurența și m-am bucurat că a fost prima oară când am făcut echipă cu soțul meu, cu Daniel. Da. Și a fost foarte frumos. Foarte fain. Dar trebuie să știți că toate trei au soți alergători, da? Aici prezent și soțul Denisei și soțul Iulianei sunt, ambii sunt familie mare sunt de alergători. Poate facem și noi o ștafetă în echipă, nu știu, cumva. Ar fi o idee frumoasă. Anul ăsta nu s-a nimerit, noi am mai făcut ștafetă. Noi trei împreună cu Bogdan Damian la București. Alte rezultate din care cred că o mai știți pe Iuliana sunt Sugar Race, unde a câștigat de asemenea în 2017, Sinaia Urban Trail, acolo te-am văzut eu pentru prima dată, acolo am venit în 2016 și am alergat cred că primul concurs al meu, erau seriile alea de calificare, te calificai din sferturi, în semifinală, finală. Nu mai știu cu cine ai alergat atunci, cu cine te-ai bătut. În finală? Da, cu Gianina Tănase. Cu Mariana Nenu, cu încă o fată pe care n-am reținut în cum fine, o cheamă. Da, știu că a fost Și cu Elena Moagă. Moagă, da. Moagă. Și a fost frumos, a fost prima ediție și o modalitate de organizare interesantă, desfășurarea concursului, foarte frumos. Erai spectaculoasă, eu așa de pe margine, că bineînțeles n-am reușit să trec decât de prima fază. La băieți a fost altceva. Prima fază am trecut, da, așa, n-aveam ce să caut, era fain. În fine, o altă competiție unde a avut un rezultat foarte bun a fost în Ungaria, la Salomon Ultra Trail, nu? O competiție de ceva mai lungă, de 55 2016, de kilometri. Da, a fost cea mai lungă, cel mai lung concurs pe care l-am alergat. S-a părut foarte greu. Mă cert, nu cred că am fost pregătită pentru o distanță așa de lungă. Și a fost foarte mult noroi. Deci 55 cred că n-am făcut niciodată, nu cred că o să fac. Da, mult noroi și mult, foarte greu, foarte solicitant a fost. Și da, a fost și prima și ultima. Dar de unde știi? Timp, poate... Până acum, până în prezent, da. Poate te apuci și alergi un 80. Mi-aș dori. Trebuie timp și antrenament pentru asta, dar sper că vor veni ambele. Sau poate se apucă de ultramontan. Păi da, în sensul ăsta, poate da. Poate te vedem la, nu știu, la 7500 sau, nu știu, o competiție afară.
Da, îmi doresc. Mm-hmm. Îmi doresc foarte mult. Îmi doresc să merg la, la competiții afară. Mm-hmm. Da, să văd și eu Alpii odată în viața mea, sau măcar pentru prima oară, dar da, dar în alergare, în alergare nu știu dacă ai timp să-i vezi prea tare. Da, e adevărat. Și asta e adevărat. O să-mi zică Denisa mai târziu. Zi-mi, te rog, dacă nu neapărat prin prisma rezultatului de acum, din primăvară, unde veți alerga voi la, la Gerard, zi-mi dacă e un rezultat la care, la care visezi. Un rezultat anume. La care te gândești să-l obții, sau dacă există unul, sau dacă vrei să ai un curs anume? Având în vedere faptul că stând aici în București, inevitabil am făcut și alergare de șosea, am încercat pe cât posibil să fac și trail munte. Momentan am renunțat, nu pot să spun că am renunțat, ci am rărit destul de mult alergările la munte. Pe șosea aș vrea să obțin un timp cât mai bun, aș pe semi-maraton. Deci aici ar fi zona în care tu te, te încadrezi poate cel mai bine sau te regăsești cel mai bine ca și distanță? Cred că da, cred că da. Mi se pare totuși cursa de 10 km prea rapidă pentru mine, pentru antrenamentele pe care le-am făcut până acum. Deși experții spun că antrenamentul de 10 km e pentru cursele de 10 km e undeva comparabil cu cel de semi, pe undeva. Poate fi, da, uite, tu poți fi un exemplu pentru alții, sunt foarte multe fete care se apucă și aleargă, nu doar fete, și băieți, se apucă și aleargă și cred că pot alerga orice fel de distanță și se apucă și aleargă, îi vezi că aleargă 800 de metri, 5000 de metri, îi vezi că aleargă și un semi-maraton și în următorul an se pregătește și aleargă vreo 3-4 maratoane sau o chestie de genul ăsta. Da, am văzut, dar nu e cazul. Nu e cazul, sunt antrenamente diferite. Ne-ai liniștit. Oricum, lumea, majoritatea te-au văzut la competiții de genul ăsta ca și distanță și știu că ai, știu unde să se ferească de tine. Da. Bun. Cred că au aflat destul de mulți că aveți și un copilaș, aveți o fetiță. Da. Zi-mi, te rog, dacă împreună cu Daniel v-ați gândit ca ea să facă sport. O, sigur că da, deja aleargă, are program în fiecare seară, în casă momentan, că afară este zăpadă, dar seara, da, în fiecare seară are traseu din dormitor în sufragerie și da. Cred că va alerga. Bun, bun. Cred că pentru va alerga. Că genă e clar că o să aibă. O să aibă de unde să tragă genă bună și de la tine și de la Daniel. Zi-mi, te rog, programele de pregătire pot fi făcute și pe termen lung și pe termen scurt. Dacă sunt foarte curios dacă îți faci și dacă afli că ai un concurs peste o lună de zile. Cum arată un program de pregătire pe termen scurt? Ce poți să faci rapid ca să poți ajungi la formă bună pentru concursul respectiv, foarte repede? Să spun, din păcate, pe termen scurt nu prea se pot face multe lucruri, deși o parte dintre alergătorii care, știu, se află la început sau nu neapărat la început, așteaptă rezultate în timp scurt. Nu se poate, din punctul meu de vedere. Ori dacă apare un astfel de rezultat, din punctul meu de vedere, este pur întâmplător. Un plan de antrenament trebuie făcut pe o perioadă îndelungată, iar rezultatele vor apărea în timp. Adică tu spui, chiar dacă, spre exemplu, ai de alergat o cursă scurtă, să zicem, în 10.000 de metri, e totuși insuficient, să zicem, să te pregătești 3 săptămâni sau 4 săptămâni? În mod cer, da. Da. Dacă abia pornești alergarea. Dacă ai un... Nu, să spunem că ai, să zicem că ai o bază în spate. Da, recomand mai multă intensitate pentru cursele scurte și nu numai. Tocmai citeam un articol că ultra-alergătorii montani au progrese deosebite, lucrând mai mult pe partea de intensitate. Și că îi ajută foarte mult. Interesant, deși te poți gândi că ai nevoie de kilometri mulți să-i cumulezi ca să poți să îi ajută foarte mult. Se pare că au găsit o nouă modalitate de antrenament sau că au găsit rezultate mai bune, făcând și intensitate la șosea, pe șosea. Pe șosea. Vorbesc pe plat. Bun, interesant aspect. O ultimă întrebare, ca și plan competițional anul ăsta, ce obiective ai?
Sau te-ai gândit dacă ai un număr anume de curse pe care vrei să-l Nu, la un număr anume de curse nu, și nu mi-am planificat niciodată. De când suntem trei și nu mai suntem doi, cursele vin cumva de la sine, în sensul că ni le împărțim. Daniel merge la o parte, eu merg la o parte și dintre curse și nu pot să-mi fac un plan de la început, da. La ce curse aș vrea să merg. Contează foarte mult și dacă reușesc să fac mai multe antrenamente la munte, atunci, în mod cert, voi merge la mai multe curse la munte. Da, bănuiesc că și tu gândești la fel cum o fac și alți sportivi de performanță, ca în momentul în care ai o pregătire de calitate, atunci te duci și concurezi. Da. Dacă n-ai o pregătire de calitate, indiferent de perioada anului, nu te duci sau preferi să faci ceva mai light. Prefer să merg la concurs și să alerg competitiv și să nu tratez un concurs ca pe un antrenament. Am încercat să evit confuzia asta pe care o fac mulți. Da. Concursul e concurs, antrenamentul e antrenament. Și întotdeauna, oricât de obosit am fost la concurs, am observat faptul că am reușit să dau tot ce este mai bun acolo. Și niciodată un antrenament, oricât de reușit mi-a fost, nu s-a putut compara cu un concurs. Bun, excelent. Iuliana, îți mulțumesc și îți urez multă baftă și să ne surprinzi anul ăsta, nu știu, Doamne ajută. Cu ceva, cu ceva, indiferent că e pe timp de vară, că e la toamnă. Doamne ajută. Bun. Acum o să -mi adresez câteva întrebări, o să adresez câteva întrebări Denisei. Denisa Dragomir, colega noastră, care a atins până acum, de-a lungul timpului, vreo 60 de victorii, 60 de... Sunt podiumuri sau sunt victorii? Nu, victorii. 60 victorii, deci... 58, da. 58, mamă, deci nu-i 58 de victorii, le ai pe majoritatea în Italia, Spania și România, din ce am verificat și eu la tine. Da, și bine, mai sunt campionate balcanice, care s-au desfășurat în Bulgaria sau... Nu mai știu exact câte unde. Dar... În timp, avem victorii sau... O chestie... În 5 ani. Da. O chestie foarte interesantă, am vorbit cândva cu tine și mi-ai spus că i-ai ca idol pe Kilian Jornet și pe Halil Gebrelassie. Zi-mi, te rog, de ce sunt idolii tăi, de ce sunt alergători bărbați și nu sunt femei? Nu știu, probabil au reușit să realizeze mult mai multe lucruri. De exemplu, Kilian Jornet, cred că o să dureze foarte mulți ani până o să mai apară unul ca el. Este unic ceea ce face, nu numai în competiții, ci și în afara competițiilor și toate proiectele, să le zic așa, de le-a realizat și bănuiesc că o să mai aibă multe proiecte de realizat. Și Hael, în primul rând, nu știu ce, a reușit să obțină pe șosea de două ori campion olimpic, pe pistă, la 10.000. Chiar la Olimpiadă știu că a făcut record exact. 27.07 sau ceva de genul ăsta în 2000 și cât? 2, cred, nu mai știu. În fine. Interesant, oricum ești prima persoană care își găsește idolii de sex opus în alergare. Asta e interesant. Aceeași întrebare pe care i-am adresat-o și Iulianei și de care sunt curios să aud ce ai de zis. Zi-mi, te rog, ce mari rezultate vizezi în viitor? Pentru că e normal să fie de genul ăsta. Nu știu dacă știți sau dacă v-ați informat, dar Denisa anul ăsta s-a clasat în primele 10 alergătoare la nivel mondial, ca și punctaj. Da, au făcut cei de la Ormond Running Championships, au făcut un clasament și m-am poziționat pe locul 7. 7, extraordinar. Da. Deci trebuie să știți că mai avem sportivi, da, și pe afară pe care poate nu-i urmăriți și au rezultate foarte bune, nu doar cei mediatizați pe aici, pe câmp la noi. Bun, zi-mi, te rog, că te-am oprit, zi-mi, te rog, ce rezultat vizezi în viitor? Da, în viitor, bine, visul meu este să devină cel puțin o dată, să zic așa, campioană mondială. Nu știu, sper anul acesta, poate, dacă, cu puțin noroc, pentru că antrenamentele merg bine până acum. Campionata mondială pe ce distanță? Anul acesta voi avea două campionate mondiale. Asta am vrut să spun, campionatul mondial de ultramaraton, la care sunt deja calificată, din ce am văzut, cei de la federație au postat criteriile și voi merge, nu știu, să fie pe 8 iunie, cred, cam așa, da, în Portugalia.
Iar apoi campionatul mondial de lungă distanță din Argentina, unde de asemenea trebuie să merg. Okay. Și sper să obțin rezultate cât mai bune. Ți-am zis, dorința mea cea mai mare este să câștig un titlu mondial. Oamenii așteaptă, probabil sunt obișnuiți cu victoriile tale și mereu clasări pe podiumuri și în curse de skyrunning și tot felul de... Da, am văzut că... Și probabil așteaptă rezultate și mai mari, și mai mari. Da, de exemplu la anul acesta. Cum crezi că o să gestionezi chestia asta? Nu știu, încerc să nu mă gândesc. Până la urmă fac cursa și dau tot ce pot în timpul curselor. Cum a fost, de fapt, anul trecut, a venit locul 4 și poate au fost persoane care au zis că sunt dezamăgite, că domne, a venit locul 4. Da, într-adevăr, poate și eu îmi doream să vin pe podium sau să nu, de ce nu, să câștig titlul mondial, pentru asta mă antrenez, dar, din păcate, nu pot să-ți programez zilele, trebuie să prind și ziua cea mai bună și să aliniez astrele. La nivelul ăla nu ești singură, exact. Adică mai concurezi și cu altcineva. Cele mai bune din toată lumea, da, până la urmă. Cu și... siguranță nu. Dar important este să fii acolo în față. Și... Bun. Altă întrebare interesantă, pentru că tu concurezi cu foarte multe atlete de afară, lună de lună, zi-mi, te rog, ce sportive ți se par puternice sau care ți-au pus cele mai mari probleme de-a lungul timpului? Din ce țară? Sau ca zonă? Europene? Sau... Sunt foarte multe. Majoritatea de la Salomon. Deci Salomon are din crema, echipa... să zic așa, skyrunning-ului. Okay, okay. Ida Nilsson, Ruth Croft, acum Frostberg nu o să mai fie momentan. așa. Nu mai știu care mai e. Bine... Bine, sunt cam pe ele două, să zic că le... Bine, mai Silvia Rampazzo, italianca, okay, care mai mereu mă... Ok, deci tot patria. Atletele din vestul cam Europei, da, cumva. Majoritatea, totuși, da. Bine, mai sunt și câteva americance. Care... Dar de ce crezi? Care crezi că e plusul lor? Poate stagiile de pregătire pe care le fac sau faptul că au muntele lângă bloc sau, nu știu, Da, și faptul că stau foarte mult la altitudine. E un mare avantaj. Majoritatea fac și schi de tură. Dar statul la altitudine, Laura Orghe, da, iarăși una dintre cele mai bune fete din skyrunning, sunt foarte puternice și de-a fac schidătură, stau tot timpul la altitudine, iar ăsta este un avantaj. Poate fi ok schiul de tură? Cred că pregătire. Da, adică da. Și de ce te întreb? Pentru că și eu cu Claudia acum două ierni, cred că... Da. Am stat și am făcut, cred că, o săptămână de ski fond, ceva de genul ăsta, și am simțit că am muncit. Am simțit că am muncit și după, cred că mi-a fost ok, cred că mi-a dat suficientă forță cât să fac față pe prima parte a concursurilor din primăvară. Da, faci și foarte multă forță, cred că te ajută. Îți protejează destul de mult și... toate articulațiile, exact, da, solicită. Da, da. Și te ajută să dezvolți masa musculară, ceea ce nu ne trebuie, cel puțin alergătorilor montani, la urcare, bine, și pe coborâre, că dacă nu ai forță, da, cam greu să cobori. Da. Bun, zi-mi, te rog, ce părere ai de faptul că o să concurezi împreună cu Claudia și Iuliana pentru prima dată? Tu, alergând, să zicem, la un nivel internațional destul de puternic, ești obișnuită cu tot felul de adversare puternice. Zi-mi, te rog, dacă găsești la Iuliana și la Claudia ceva care să-ți placă, ceva ceea ce tu poate nu ai sau găsești găsești o cheie la ele, ceva foarte interesant așa care ți-ar plăcea să... Scuze, am văzut la Iuliana. Bine, și la Claudia, cred că sunt așa mai relaxate în momentul în care se află la start. Și eu am așa avut impresia. De fiecare dată văd pe Iuliana cel puțin. Am emoții mari. Bine, mie oricum face mare plăcere să alerg cu ele. Le apreciez foarte mult pentru că reușesc să-mi bine... foarte bine munca cu viața de familie și sportul și, nu știu, mă bucur că, okay, că reușim să facem o echipă, că suntem împreună. Excelent, o să fie interesant, o să fiu și eu acolo și o să văd ce faceți, o să vă încurajez. Bun, mulțumesc frumos, Denisa, și îți urez multă baftă anul ăsta, să ne lași cu gura căscată, să vedem ce mari rezultate vei face și anul ăsta, pentru că anul trecut chiar ai făcut. Mulțumesc. Și am urmărit cu toții cu interes tot ce s-a întâmplat. Am ajuns și la tine.
Claudia este soția mea, din câte știți. Nu, nu te cunosc. Da, nu mă cunosc. Claudia s-a apucat de alergare de 3 ani de zile, până atunci nu prea a avut treabă cu sportul. S-a apucat de alergare și zic eu că și-a găsit economia alergării în maraton. Ea a reușit să ia un titlu de vicecampioană națională în 2017 la București cu 3.02, nu? Da. Primul maraton. A reușit în 2018 să mai alerge un maraton cu 2.57. Deci are un al doilea maraton 2.57 la Rotterdam. Cum ți s-au părut astea două curse pentru tine, care nu ai făcut, nu făcusei, până la urmă nu făcusei chiar atât de mult sport, aveai câteva semi-maratoane în spate, câteva curse de 10.000 de metri. Zi-mi pe scurt. Pe scurt nu mi s-au părut foarte grele, pentru că trebuie să ai o pregătire în spate. Dacă ai o pregătire și vii după o muncă, după, nu ți se pare atât de greu efortul, într-adevăr, e altceva când și adrenalina cursei și când știi că ești printre primele, trebuie nu să mai spui contează. Că tu ești entuziasmată. Eu sunt când și auzi foarte de maraton. Entuziasmată. Mie îmi plac foarte mult cursele lungi. Mie nu-mi plac alergările scurte. Mie îmi place să alerg de la 10 km sus. Ok, bun. Asta înseamnă că reușești să-ți găsești economia, o economie bună alergării, mult mai ok pe maraton decât pe curse. Exact. Îmi plac cursele lungi. Nu am așa multă viteză și mă folosesc de rezistență. Bun, interesant. Mai ai și câteva medalii universitare. Cum te împaci cu pista? Nu. Cum am spus, nu am așa o foarte bună viteză, dar îmi place și pista. Îmi folosește la anumite antrenamente pentru maraton, dar cel mai mult îmi plac alergările lungi, tempourile. Când intri în ritmul tău și ții... Când intri în ritmul meu și pot să-l susțin foarte mult. Da. Zi-mi, te rog, sunt curios și eu, astea primele două maratoane pe care le-ai alergat, putem să le bifăm ca fiind niște succese, da? Zi-mi, te rog, dacă tu crezi în viitor sau până unde crezi că te vei opri ca și timp? Sau corpul tău ce spune? Crezi că... Nu mi-am setat un anumit timp, să ajung la un anumit timp, pentru că, logic, îmi doresc să obțin cel mai bun timp. Îmi doresc acum, în momentul prezent, să ajung să alerg sub 4.000 pe carid, o distanță. Te interesează să reușești să țin carid, de genul. Exact, să țin... Da. 4 minute pe kilometru, 42 de kilometri, asta înseamnă undeva la 2 ore și cât ține, 2 ore 50? Nu știu. Ok. Vedem. Bun. Vedem ce se va întâmpla. Nu vreau să dau un... Timp acum, vedem ce se va întâmpla. Bun. Asta că iubești maratonul înseamnă că trebuie să faci foarte mulți kilometri. Mai din plăcere și pentru mine e o pasiune. Nu o văd ca pe o corvadă, pentru mine deja e o pasiune și atunci pentru mine alergările lungi nu sunt. Sunt foarte, le privesc așa, ca o distracție câteodată. Faptul că faci, asta vreau să zic, faptul că faci și maraton înseamnă că trebuie să aduni kilometri, chiar și atunci când ești plecat, nu știu, într-o vacanță, într-o excursie sau lună de miere sau alte... Oriunde mă duc îmi iau pantofii de alergare, se știi. Ok, deci ăsta să înțeleg că ar fi unul din articolele pe care, exact, sportive pe care tu le-ai luat mereu cu tine. Ai mai luat altceva cu tine, alt articol sportiv de care nu te poți lipsi, în afară de pantofi? Pantofii de alergare, shortul de alergare, exact, îmi trebuie logic ceasul ca să, să știu și... Ok, trebuie să știți că nimeni nu mai alergă fără ceas, toată lumea trebuie să alerge este cu ceas, esențial. Să-și contorizeze kilometrii, toată lumea trebuie să vadă. Postăm pe Strava, vedem, exact. Vedem ce am făcut, ce au făcut și al doilea antrenor al tău. E al doilea, în cazul multora, din păcate, e singurul. Posibilitate. Bun, zi-mi, te rog, am mai vorbit și mai devreme un pic chestia asta, dar vreau să-mi spui ce părere ai despre cei care alargă mai mult de două maratoane pe an. Eu consider că cam două maratoane e suficient, pentru că ai nevoie de o pregătire în spate pentru un maraton. Da, hai să explicăm de ce. Ai nevoie de cel puțin
3-5 luni de pregătire, pentru că nu poți să faci foarte multe maratoane într-un an, ai nevoie de pregătire, în primul rând, apoi trebuie să și te refaci, nu poți să te duci la un concurs nepregătit. E foarte, să-ți păstrezi un răspuns, pentru că o să am o întrebare despre refacere. Am avut și câteva întrebări pentru voi pe Facebook. Una dintre ele a fost cum se face refacerea, cum reușești să faci o refacere foarte bună. O să spun și cine ne-a întrebat chestia asta. Dragoș Ciocârlea, super faină idee, mulțumim mult. Vin și cu o întrebare, dacă se poate adresa. Cum vă structurați recuperarea după o cursă? Asta e valabilă pentru toate trei. Zi-mi tu, după maraton, cum te refaci? Stretching, băi cu calde, fierbinți, sunt foarte importante. Cadă, te referi la cadă? Cadă, da, să-mi fac. Cadă, cu săruri? Cu săruri, exact. Uh-huh, uh-huh. Multe minerale, e foarte important. Acum am și ca alergare după maraton, cum vezi tu refacerea? Cât crezi că ar trebui să-ți în cât timp crezi că ți reintri în ritm? Câteva săptămâni. Teoretic. Da, într-o una, două săptămâni îți revii. Dar în prima săptămână s-o iei chill. Dar asta nu înseamnă că neapărat pentru mine personal să iei o pauză. Mm-hmm. Poți okay. Deci să pauză, cu alergări ușoare. O pauză generală nu e neapărat cea mai bună. Din punctul meu de vedere, poți să revii cu alergări ușoare ca să-ți poți reveni și să nu... Bun, cu alergătorilor montani, din ce am văzut, de fapt majoritatea alergătorilor montani, după un maraton, două zile, nu știu, merg și fac drumeții sau dacă nu pe bicicletă, foarte multă bicicletă și se recuperează destul de bine. Deci asta înseamnă în același timp, ce am zis și Claudie, că nu faci o refacere totală. Tu ce părere ai? Da, sunt de acord, nici eu. După un concurs nu fac pauză. Aș putea să-i spun o pauză activă, o alergare ușoară, mai scurtă sau mai lungă, depinde de cum mă simt și da, o revenire treptată până în momentul în care simt că a ajuns corpul meu să ducă din nou un antrenament. Să intre în parametrii normali. Ideal ar fi un masaj, ideal ar fi multe, dar din păcate pentru mine acestea lipsesc momentan, pentru că timpul este mai compresat la mine. Era să-i spun compresport, dar îi spun compresat la mine și da, o alergare ușoară pentru mine ajută foarte mult. Bun. Mai am o ultimă întrebare pentru tine, care cred că nu te-ai așteptat. Zi-mi, te rog, dacă ar fi, nu știu, să zicem, nu mai ai chef de, nu știu, câștigi foarte mulți bani la loto, nu mai ai chef să mai alergi și vrei să faci o ultimă cursă, ce ai alerga și unde ar fi? În primul rând, nu există, nu mai am chef. Pentru că, cum am spus și la început, pentru mine este un hobby, este o pasiune, nu e ca și bine, cum... Hai să ștergem un pic asta, hai să ștergem un pic asta. Revenind la întrebarea ta... Eu știu ta, că nu dacă, ai face chestia asta, dar zim, sunt dacă eu ar curios. Fi să aleg o cursă undeva să alegi închei pasiunea, nu știu, mi-am dorit foarte, foarte mult, mereu m-am visat să alerg la maratonul de la New York. Pentru că acolo este ce am văzut la televizor, ce am auzit de la ceilalți, este cu tot o altă atmosferă, sunt mii de oameni care te aclamă. Da, cred că e cel mai mare. Adrenalina, sunt atâția oameni de care te poți trage, te poți ține după ei și poți obține un timp mai bun. Probabil sunt grupuri foarte multe de valori apropiate și atunci exact, te poți ajuta. Exact, și la Zegama. Da. Da, dar tu ai fost la Zegama. Cel mai bun traseu, dar... Pe cât ai mers acolo? La ce rezultat ai avut? Locul 4. Locul 4, anul, Zegama. Așa am zis, am zis, 4. Am zis, da, da. Da. Așa că m-aș duce pentru atmosferă. Pentru atmosferă, nu neapărat pentru traseu, cum am spus, nu e cel mai bun traseu, dar pentru atmosfera de acolo, care, practic, ea te împinge să termini și să... Îți dă senzația wow, ce am făcut. Ok, o întrebare. Voi vreți să faceți asfalt, maraton? V-ați gândit vreodată?
Da. Am venit să o dat o idee să și față ritmului din timpul cursei. Da. Și da, de ce nu? M-am gândit. Tu pe trail? Am încercat, am avut câteva curse, dar nu, erau foarte ușoare, dar nu. Nu e cazul. Nu, mie îmi place să merg așa ușor, să mă bucur de munte. Ok, bun, bun. În alergare nu m-am regăsit. Mă regăsesc pe asfalt. Sunt prietenul cu asfaltul. Bun. Cam asta a fost în principiu ce am avut de ascultat pentru moment. De la fete o să mai ascultăm și pe parcursul anului informații de la ele, de la competiții. O să ai, nu știu, sigur, 20 de competiții minim, cred că, dacă mergi la... Cred că o să mai reduc din ele, da? Pentru că sunt foarte obositoare și ok. Vreau să le mulți ani. Bun, asta e de gândit, pentru că alergătorii de anduranță pot face lucrul ăsta până mai târziu, adică nu te oprești la 30 de ani, nu te oprești, sunt maratoniști care concurează destul de bine pe la 40 de ani. Da. Dacă ne uităm în clasamente și la masculin și la feminin, găsim rezultate foarte bune pe vârste de genul ăsta. Și eu recunosc și la ultimele concursuri pe care le-am alergat pe afară, m-am chinuit să mă țin după niște bărbați de vârste de genul ăsta și la maraton și la semi-maraton. Așa că... Să-ți mai spun un exemplu, Marco de Gasperi, campion mondial la 42 de ani. Deci se poate. Fără problemă. Bun. Cam asta a fost tot. Eu o să vă rog, dacă aveți întrebări și după ce filmăm noi, dacă aveți întrebări să le adresați fetelor, puteți scrie și încercăm să vă răspundem. Înainte de încheiere, aș vrea să precizez un lucru la care țin foarte mult să-l spun. Faptul că sunt foarte fericită și onorată să pot să fac echipă cu Claudia și cu Denisa, pentru că le admir foarte mult pentru ceea ce fac și poate pentru faptul că am fost mai mult pe zona asta de alergare montană, am urmărit-o pe Denisa mereu și pentru mine ea este fantastică, absolut fantastică. Bravo. Și m-am bucurat enorm pentru rezultatele internaționale, pentru că ne arată că și noi contăm pe acolo și uite că a început lumea alergării montane internaționale să vorbească de România prin Denisa, prin Ionut Zin, că are momentan, are început să participe la concurs. Cine îl cunoaște știe că a avut niște rezultate foarte bune și în trecut, adică alergarea montană românească la masculin stătea foarte bine în anii trecuți. Și sper din suflet să mai apară rezultate frumoase și la cei care sunt deja consacrați și la persoane care vin din urmă, da, știu eu, alergători. Da. O să fie interesant să vă văd pe toate trei alergând împreună. Da. Recunosc, chiar interesant. Sper să vă bucurați de semi-maraton Gerar. Să fie un antrenament, cursă, cum vreți voi să o considerați. Să ne simțim bine. Să vă simțiți bine. Să nu degerați prea tare, să alergați repede, asta înseamnă să nu degerați. Și am să vă urez multă baftă în continuare în toate activitățile sportive pe care le aveți. Oricum vom mai vorbi despre lucrurile astea. Eu am fost Robert, Denisa, Iuliana, Claudia. Ne-a părut bine să vă oferim câteva detalii despre cele trei fete, fiecare în parte. Vă rog, reveniți cu întrebări și ne vom mai vedea și în episoade viitoare. Numai bine! Ceau! Pa, pa! Pa.